V-a săcăit vreodată sentimentul straniu, cum că ceva înfiorător are să se întâmple? Mai mult decât atât, vi s-a întâmplat ca sentimentul straniu să fie corelat cu un eveniment catastrofal din viitorul apropiat? Dacă da, atunci ați experimentat o premoniție. Premonițiile, chiar dacă aparent par o simplă coincidență, există și, în unele cazuri, au anticipat catastrofe celebre din istorie. Așa că, haideți să începem! Evenimentele tragice de la 11 septembrie din 2001 se spune că au fost prezise atât de mediumuri cât și de numeroși adepți ai teoriei conspirației. Barrett Naylor lucra în finanțe într-unul din turnurile gemene. În dimineața de 11 septembrie se ducea cu trenul spre birou, când un sentiment teribil a pus stăpânire peste el. Paralizat de teamă, bărbatul s-a întors acasă și a deschis televizorul, însă ceea ce a văzut la televizor l-a încremenit pe loc. Turnurile gemene tocmai se prăbușau. 15 aprilie 1912 este data uneia dintre cele mai celebre tragedii maritime din toate timpurile. Vasul de nescufundat Titanic își găsea sfârșitul la fundul Oceanului Atlantic, în urma impactului cu un iceberg. Nu v-am spus o noutate, dar ceea ce probabil nu știați e că înainte de Titanic, cu 14 ani mai exact, a existat prăbușirea lui Titan, sau Deșertăciunea, o poveste scrisă de autorul american Morgan Robertson. Prăbușirea lui Titan descrie destinul dramatic al vasului Titan, care se scufundă în apele învolburate ale Atlanticului. Tragedie soldată cu nenumărate victime, asemănările cu adevăratul Titanic fiind mai mult decât izbitoare. Una dintre cele mai mari tragedii aviatice este prăbușirea zborului 191 pe 25 mai 1979. Avionul, care s-a prăbușit aproape imediat după decolare, a cauzat moartea 273 de pasageri. Dar tragedia ar fi putut fi evitată dacă cei de la Administrația Aviatică Federală ar fi ascultat avertizmentele lui David Booth. Bărbatul a avut mai multe vise premonitorii, în care avionul 191 se prăbușea imediat după decolare. Booth a telefonat în mai multe rânduri la Administrația Federală, dar avertismentele sale nu au fost niciodată luate în serios. Oscar Pistorius, campion multiplu la Olimpiada Persoanelor cu Dizabilități, și-a ucis iubita, modelul Riva Steenkamp, chiar de Valentine's Day. Pistorius a declarat autorităților că a împușcat-o accidental pe Riva, confundând-o cu un intrus în infracție. Ceea ce este interesant e că Riva și-a prezis moartea. Jean Steenkamp, mama modelului, a făcut public un desen făcut de fica sa la 14 ani. Imaginea înfățișează un înger poziționat în fața unei scări, în depărtare, aflându-se în mod sinistru, un bărbat cu o armă. Actrița Sharon Tate este cea mai celebră victimă a familiei lui Charles Manson. Tate, însărcinată în 9 luni, a fost înjunghiată mortal, iar trupul său neînsuflețit a fost spânzurat în sufragerie. Acest scenariu grotesc s-a derulat sub ochii actriței cu 3 ani înainte de a muri. În 1966, Sharon Tate a fost guduită de un sentiment de neliniște și din senin s-a trezit în dormitor cu Paul Byrne, fostul proprietar al casei în care locuia atunci, doar că Byrne era mort de câțiva ani buni. Îngrozit, a coborât scările în sufragerie, dar acolo aștepta un alt șoc. O siluetă fantomatică, având gâtul tăiat, care se balansa spânzurată de tavan. În mod straniu, apariția fantomatică arăta ca ea. Nu cu mult timp după, rândul actriței venind. Dacă ți-a plăcut episodul, nu uita să-i lași un like și să te abonezi. Iar până data viitoare, eu îți urez numai bine!